urmărit Steaua și Steaua TV și Forța Steaua. În plină vară, basketbaliștii de la Steaua îmbină utilul cu plăcutul. Între două antrenamente de pregătire a noului sezon din Superliga Națională de Basket, elevii lui Eugen Ilie au fost la cinematograf. Fanii ai lui LeBron James, steliștii au vizionat Space Jam 2, un film care l-are în prim plan pe superstarul din NBA. N-am de ce să mint, trebuie să recunosc, eu chiar și la vârsta asta sunt pasionat oarecum de animații, în condițiile în care este o animație făcută bine și cu bun gust. Cu siguranță, precum mulți alții care am crescut în basket, să spunem așa, am iubit primul film din această serie, să spunem, și am așteptat cu mare nerăbdare să iasă al doilea și să vedem ce face LeBron aici. Ești pasionat? De obicei mergi la filme? Încerc cam în fiecare lună să merg la măcar unul sau două filme. Recunosc activitatea asta ca o modalitate bună de a mă relaxa, de a petrece timpul liber și poate după un antrenament greu să vin, să stau, mă relaxez, mă duc acasă și mă pun la culcare. Cât de importante sunt aceste momente recreative printre toate antrenamentele dificile și pregătirea dinainte de startul unui sezon? Aș putea spune că sunt chiar mai importante decât perioada de antrenament sau antrenamentul în sine, pentru că aici au timp să râdă, au timp să glumească, au timp să se cunoască, au timp să stea să socializeze puțin, ceea ce e minunat. Mesaj pentru fani. A fost un sezon foarte, foarte greu, sezonul trecut, fără suporteri și ne dorim din tot sufletul să ne ridicăm la nivelul lor. Forța Steaua? Forța Steaua, întotdeauna.